Salutare, prin căci micărețe, sunt Aipic și bine v-am găsit la Take It, episodul cu numărul... Nici nu știu ce episod are... Cred că 12 sau... Parcă 12. Bun, acum că am toate astea aici, ar trebui să-mi aduc mai multe chestii pe aici. Și o să aduc, dar... Hai să terminăm întâi acoperișul de la chestia asta, pentru că n-am apucat să-l terminăm data trecută și data asta am niște testa în plus, niște marble făcut, ok? Și ziceți-mi, vă rog, dacă frame-urile sunt mai bune, parcă ar fi mai bune, plus că înainte nici nu mai vedeam frame-urile când filmam, pentru că filmam în full screen, acum filmez altfel și mi se văd frame-urile, din păcate tot cu fraps. Am încercat DX Story pentru că știu că e foarte bun, din păcate... Asta pe care le avea DX Story 1 nu prea mergeau cu Power Director-ul și a fost cam nașpa. Și știu că îmi face mapa urât, mi se pare că de la portale, dar chiar n-am chef să închid portalele pentru că, uite, cum aș mai fi ajuns acasă dacă n-aveam portalele, știi? Bun, în afară de asta vreau să iau asta. Ce mai e? Ceva foarte important, foarte, foarte important. O să iau și astea. De asemenea, vreau multe chestii din chesturi. Ok, cam așa. Și trebuie să găsim un loc prin noua casă la toate chestiile astea. Pac. Așa. Ok, frame-urile sunt un pic mai bune. Voi ce ziceți? Eu cred că e perfect. Bun, hai să vedem. Vreau ceva pe care să pun... Cum ar arăta niște o de asta, așa. Arată destul de ok. Bun, și chiar vreau energy condenser nu, ci de astea. Wow, e mult. Dar hai să vă arăt că am găsit un nou, deci dacă apăsăm aici, stai să mă duc în inventory și apăsăm aici U, putem să facem o chestie de asta. Dar acum ne trebuie, stai să văd, rețeta la Dark Matter și ne trebuie 9 diamante și o grămadă, dar o grămadă de căul. Avem măcar 9 diamante, nu cred că avem la noi și nici nu cred că am putea să facem. Da, am putea categoric să facem. Dar până atunci hai să punem chestiile astea pe undeva. Așa. Pac, pac. O să pun deocamdată aici, dar hai să văd, ne trebuie și niște glowstone, parcă deasupra. Dar o să fac undeva la un moment dat la o subsol o chestie de asta, cu patru de astea și o grămadă de chestii. E lumină și aici, văd că face și așa. Chiar dacă punem o torță pe aici, pe undeva. Uite, e ok, nu cred că ne trebuie neapărat glowstone. Pentru că oricum levelul de lumină de acolo e 15, deci... Așa, bun. În afară de asta, și ce? Hai să dormim ca să nu mai fie noapte. În căsuța noastră foarte sigură, care nu e deloc sigură chiar. Pentru că tot am venit aici, hai să începem. Fac, trebuie să mut patul ăsta odată și odată. Așa. Bun. Și să văd. Trebuie să punem aici toate chestiile astea. Hai să păstrez astea la mine. Hai să pun... Astea trebuie să le pun două jos. Hai să pun ce n-am nevoie. Ok, astea, niște de-astea, Divine Grodul păstrez, căuluri, cupru, redstone, mâncarea o păstrez. Cam atât. Bun. Și ne trebuie două de-astea. Unde dracu să le pun și pe astea? Deci nu pot să cred că au început iar să, să dea găuri. Păi vreau să, am vrut să mai filmez. De încă vreo două ori și problema e că de fiecare dată au început să facă și zgomot și nu pot să cred că au început acum iar. Avem bețele învățate cumva. De pe acum i-a dat learned. Nu, se pare că nu știu dacă le avem. Hai să iau așa și să pun pac. Ok, asta e învățată? Na, nu era învățată, ok. Și am făcut câteva bețe, 10 bețe. Știi ce, o să... avem nevoie de crafting table, uite, e chiar aici. Pac, pac, uite, gata. O grămadă de bețe. Acum scări.
Frumos. Păi, o să încerc să pun niște muzică pe fundal și poate nu o să se audă atât de tare. Uite, avem niște scări. Acum gândesc dacă scările merg învățate. Da, merg, uite. Și o să pun astea aici. De fapt, hai să le ard direct, pentru că n-am așa. Bun, avem în total 10 scări. N-am nevoie decât de vreo 2 sau ceva de genul. Așa, de fapt, de vreo 3. Dar o să pun și pe aici. Așa, încă un rând de marble de ăsta. Și cred că voi lăsa ăsta ca un fel de acoperiș. Oricum, nu cred că voi avea nevoie de atât de mult spațiu. Așa. Și pe aia, în genul ăla. Bă, chiar nu știu ce s-a întâmplat cu texturile. Deci toate texturile foarte bulite. Nu știu exact de ce. Știu că s-a întâmplat după ce am instalat Portalganul, dar nu mă deranjează atât de tare încât să scot Portalganul, pentru că Portalganul e tare. Așa. Bun. Și acum încă una aici. De asemenea, aici ne trebuie niște torțe. Uite că avem la noi niște torțe. Hai să le... What? A apăsat cumva F8? Mi se pare că da. Apăsasem F8 din greșeală. Asta ar trebui să fie de ajuns. Pac și aici una. Și să vedem câte teste avem aici. Câteva. Băi, deci nu pot să cred. Oamenii ăștia sunt incredibili. Dacă încep să... Deci am și geamurile închise, ușa tot. Deci dacă se aude măcar puțin, vă rog, ignorați. Deci nu pot. Plus că toți cereați episod, așa că n-aveam cum să vă zic, frate, nu fac pentru că n-a se aude zgomot. Ce vreau să fac acum? Uite că am cam terminat cu asta. Hai să pun mai multă chestie aici. Ce caută tinoreul ăsta la mine? N-am nevoie de el. Nici de astea, nici de astea. Hai să le las pe astea aici. Cât timp mă duc să mai aduc din chesturile alea ce avem nevoie? Pac. Așa. Hai să vedem ce avem și pe aici. Avem o grămadă de chestii pe care o să le luăm. Uite așa. Acestul ăla e gol și ăsta... E vreo metodă să le iau pe toate? Nu. Dar măcar am luat diamantul, hai să vedem, nu mai merge nimic, dăm și un râs să le ordoneze și cam asta a fost. Hai să vedem, ar fi trebuit să pun... Serios, chiar n-au de gând să se oprească mizerabili ăștia. Ar fi trebuit să pun portalul ăsta undeva mai în casă, dar na. Așa, și tu, și tu, și tu, și cam asta a fost, așa, uite, le-am și ordonat. Acum trebuie doar să mai luăm ce mai e într-un chest și cred că va fi gata cu mutatul. Acum mai și bat. Wow, ce oameni. Nu există vreo ceva să le iei? Nu. Nu vreau să mă chinui cu setările alea, așa că o să le iau manual. Shift și clic, 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 clic. Bun. Așa. Hai că am o idee. Am foarte mult căul, da? Bun. Am pe aici pe undeva un Philosopher's Stone. Trebuie să fie un Philosopher's Stone pe undeva. Știu sigur asta. Și o să iau tot căulul și o să-l transform în altceva. Căulul ăsta e destul de valoros. Hai să vedem. Philosopher's Stone. Unde ești Philosopher's Stone? Dai să aranjez și ăsta și să vedem. Băi, aici nu pare a fi. Iar aici... uită-l, gata, l-am găsit. Nicio problemă, nicio problemă. Avem căulu. De asemenea, avem o grămadă de EMC care adică în formă de alte chestii pe care am putea să-l transformăm în căul. Uite așa, uite așa. Și ce cred că ăsta va fi de ajuns? Hai să vedem. O să punem căul. Stai să luăm întâi toate astea. Bun, și două de astea de dirt. O să punem aici căulu și aici astea. O să ardem astea ca să putem face căul. Bun, căul. Hai să ardem și astea și mai mult căul. Să ardem și gunpowder-ul și să mai facem niște căul. Și un de ăsta, uite, avem o grămadă de căul. Bun, acum ce dracu trebuie să facem? Trebuie să transformăm tot căul ăsta în o grămadă de chestii. Pac, pac. Ok. Avem o grămadă de alchemical coal, dar încă ne mai trebuie și o să facem și 4 chalcoal. Bun, avem o grămadă de alchemical coal, acum trebuie să transformăm alchemical coal-ul în Mobis Fuel, iar Mobis Fuel-ul o să-l transformăm în ăsta, al nu știu ce fuel. Ok, iar astea, stai să
stați așa, știu că am aruncat-o, stați o secundă. Iar cu ăsta avem MK2 de ăsta și avem nevoie de el pentru a face niște dark matter. Acum avem câte? Două. Ne mai trebuie o grămadă. Dar ăsta valorează cât un diamant, nu? Da, ăsta valorează cât un diamant. Deci, având în vedere cât valorează, înseamnă că putem să-l punem aici. Și de cât de ăsta, stai așa să găsesc că... Ok, super, am găsit ăsta. Avem nevoie de cât de astea, de... Ok, bun, stai că știu. Ok, încă una, 4, 6, 8. Ok, avem 8. Și de asemenea avem nevoie de 9 diamante. Hai să-mi iau un diamant pentru că am unul acolo. Așa. Și să vedem. O să pun astea aici. Dar nu vreau să le pun pe toate. Stai să facem așa, pe rând. Bun, avem așa, 9 diamante. Ăsta, ok. Le-am luat pe toate până la urmă. Hai să las diamantul acolo, doar să se facă EMC. Bun, acum... Hai să vedem cum o să vină chestia asta. Trebuie să facem un bloc de diamant. Vreau să fac un de la MK2. Bun. Și cu blocul de diamant înconjurat cu chestiile astea care... trebuie să le învăț și pe astea. Măcar să le am acolo așa. Să le pot face. Ok, e fuel. Dar e ok. Bun. Și blocul de diamant să-l învăț. Bun. Acum că le-am învățat, hai să punem blocul de diamant și 1, 2, 3, 4, așa. Avem un dark matter. Acum hai să învățăm și dark matter-ul și o să, nu o să ne mai chinim să-l facem cu ăsta. O să trebuiască doar, e materie, super. O să trebuiască doar să facem foarte multe diamante și o să avem dark matter-ul. Bun, acum cu dark matter-ul, hai să văd din nou rețeta E-U. Un dark matter, energy collector și niște glowstone. Cât glowstone mai exact? Avem 9 minus 2, cam 7 glowstone-uri. Bun. Așa, tu vii cu mine. Glowstone-uri avem pe undeva 7 glowstone-uri. Da, am văzut că avem de la și praf, dar știu că aveam 7 cuburi de glowstone pe undeva. Uite, avem aici. O să păstrăm 2 și 7 și acum ar trebui să pun... Asta, așa, 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 așa. Avem dark matter-ul și de asemenea ăsta. Și acum avem unul MK2. Hai să-l învățăm și pe ăsta. Și să vedem ce ne trebuie pentru MK3. Dar vreau să fac unul de ăsta super puternic. Stai să vedem. U. Ne trebuie... ne trebuie R. Ne trebuie 3 dark matter-uri și o grămadă de fuel de ăsta. Da? Dar deocamdată e ok. Hai să-l pun aici. Și de asemenea, hai să-l iau un glowstone. Poate, nu știu, poate merge mai bine cu glowstone. Stai că-l pusesem pe aici glowstone-ul. Unde dracul pusesem? Ok, avem 2. O să luăm una, o să rămânem cu una. Asta e perfect. Băi, deci iar au început, frate, dar poate nu se aude atât de tare. Hai să vedem cât de repede face ăsta puncte. Wow, ăsta e mult mai rapid. Totuși nu e destul de rapid. Și dacă o să facem mult mai multe de astea... Oh my fucking god, nu pot să cred. Ăștia chiar se țin să-mi distrugă fiecare filmare. Și uitați, frame-urile sunt mai bune acum. Așa. Bun. Păi cam asta a fost din chestia asta. Haide, pentru că tot astea valorează foarte mult, hai să scăpăm de ele. Așa, așa. EMC-ul, astea, astea, astea. Și charcoal-ul o să-l păstrăm. Torța, hai să o aruncăm. Băi, deci ăștia sunt incredibili. Lăsați-mă puțin. S-a oprit? Deocamdată. Băi, o să mă grăbesc probabil și cu episodul ăsta, dar numai din cauza ăstora. Pentru că eu n-aș vrut să termin episodul atât de repede, dar uite că mă obligă. Ce mai avem? Ce nu avem nevoie? Ce vrem să investim? Silver, pentru că silver-ul dăm dracu oricum. Stai, Covalience Dust, ok. Bun, avem și Covalience Dust-ul pentru ăsta. Am vrut să le am pe toate într-un singur loc. Și în afară de asta, aurul vreau să-l păstrez un timp. Avem o grămadă de cupru. Hai să vedem ce facem. O grămadă de silver, niște uranium, nicolite și o grămadă de lapis lazuli. Hai să vedem câte diamante se strâng. Bă, iar au început, deci...
Nu, nu, chiar, scuzați-mă că termin și acest episod foarte repede, dar vedeți ce se întâmplă pe fundal. Adică, serios, aș fi vrut să pot să îl fac mai lung, dar uite, uite și tu, lumea nu mă lasă. Hai să dorm aici și... Ah, frate, iar am uitat să mut patul ăsta. Și ce, cred că o să-l mut la etaj, undeva mai sus, pentru că, uite, tot timpul îmi dă spawn în afară și asta nu-mi place deloc. Și dacă aș avea și somnia, uite, dar nu contează. Oricum, cam asta a fost tot pentru azi. Eu o să trebuiască să... Deci m-am cam așezat cu chestia asta, e super ok. Tot aud un Enderman, ce dracu. E la etaj? Da, e un Enderman stricat rău. Vino cu Enderman. No, firar, eram sigur. Nu pot să-l lovesc destul de repede și se teleportează. Băi, dar deocamdată i-au tăcut, așa că nu mă prea chinui. Oricum, hai să vedem. Mai avem ceva care trebuie aruncat și ce? Asta chiar nu mai am nevoie de el, nici de astea. Deocamdată, oricum, dacă vrem, putem să facem imediat din puțină de asta. Hai să aranjăm astea. Și hai să scot tot ce am nevoie să pun la de-astea. L-a făcut în ingoturi, ignoturi. Acum au început să bată. Foarte frumos, foarte frumos, vecini idioți. Bun, dar cam asta e aici? Cred că da, bun. Hai să vedem. Am adus, da, am adus două. Ne trebuie charcoal, ne trebuie charcoal și nu prea avem. Avem aici ceva nou. N-avem nici un EMC lăsat. Stai, știu eu ce fac. Deci o să scot diamantul de aici. Și acum o să pun charcoal. Ok, charcoal face foarte repede. Hai să punem așa aici 21 și o să punem tinul. Iar aici o să punem altă 20 și iron. Dar aș putea să fac mai multe, dar o să mergem în căutarea unei mlaștin, pentru că am nevoie de niște copaci de cauciuc, pentru ca să fac fire și tot felul de chestii de-astea. Oricum, apropo, ăsta, uraniu nu mai valorează 40 ceva de mii, e doar 4000, pentru că am mai văzut comenturi care mi ziceau de uraniu, dar nu mai e atât. Ce pot să mai fac? Ar fi ceva frumos care ar trebui să-l fac. Mai mult covalence asta e super tare. Flex seeds, nu știu pentru ce e, adică nu știu ce fel de semințe sunt. Mi se pare că îți dă ață din ele, dar asta sincer nu e prea folositoare. Hai să iau de aici așa. Și o să las să facă charcoal acolo așa. Oricum, orice am pune acolo tot la fel de bine e, pentru că putem imediat să schimbăm cu un diamant și... Na. Dacă cam asta a fost pentru episodul ăsta și ziceți-mi cum sunt frame-urile, sunt mai bune? În opinia mea sunt ok, sunt mai bune decât înainte. Cred că înainte eram pe mai puțin de 10 frame-uri, acum sunt pe 20 sau ceva de genul ăsta. Dar cam asta a fost tot pentru asta, revedere, prin cășmincărțe. Bye bye. Și nu uitați să ziceți ce părere aveți despre frame-uri acum. Și mă rog, bye bye.